9 români au fost răniți în Turcia după un accident de microbuz. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe, care a precizat că s-a autosesizat după o știre apărută în presa locală. Românii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Colegul meu, Cornel Chitucea, ne aduce acum în direct mai multe detalii. Bun găsit, Cornel! Ce informații ai? Bun găsit! Potrivit informațiilor preliminare obținute de reprezentanții Consiliului General, în urma accidentului, 9 cetățeni români au fost dus direct la spital după ce au suferit răni ușoare. Persoanele rănite au fost transportate la unitățile medicale din zonă pentru a primi, după cum spuneam, îngrijirile medicale de specialitate. Atenție, sunt doar niște răni ușoare. Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe informează că la nivelul oficiului consular nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară în legătură cu acest incident. De asemenea, Consulatul General al României la Istanbul este în contact cu un reprezentant al grupului de turiști și continuă dialogul cu autoritățile turce. Rămâne de văzut care a fost mai exact cauza accidentului. Vom reveni cu mai multe informații de îndată ce ele vor fi furnizate.